Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Vă propunem astăzi un model, un model prin care tinerii reușesc să creeze unitate, să spună problemele pe o voce. Ceea ce se întâmplă la Craiova este un lucru grozav și o să vedeți despre ceea ce vorbesc. Peste 200 de tineri s-au aliat, au realizat un proiect, au pus la punct o strategie pentru a spune nevoile și așteptările pe care le au de la comunitate și de la societate. Proiectul se numește Nevoile tinerilor craioveni în dezbatere publică. Discutăm astăzi cu domnișoara Mădălina Ostafe, coordonator de proiect. Îți mulțumim, Mădălina, că ne ești alături. Mă bucur că m-ați invitat. Îți mulțumim și încă o dată felicitări. Știu că proiectul este scris deja de ceva vreme. Voi ați luptat, ați avut deja deziderate pe care le-ați dus la îndeplinire până la acest moment. Dar iată, continuați să vă spuneți punctul de vedere pe o voce. Ceea ce mi se pare mie formidabil este faptul că ați reușit să creați această unitate în jurul unor idei. Da, totul a pornit de la candidatura Craiovei la Capitala Tineretului, când am văzut că atunci când găsim un punct comun, tinerii se electrizează și am vrut să continuăm și să nu să-i lăsăm să fie dezamăgiți că nu am câștigat, pentru că nu este dincolo de un titlu, practic Capitala Tineretului reprezintă implicarea tinerilor în comunitate. Și atunci a venit acest proiect în urma consultărilor cu peste 2000 de tineri, din care, bineînțeles, am selectat 200, pentru că nu permite, să zic așa, nici timpul, nici spațiul. Și am aplicat acest proiect. Este un proiect cu finanțare Erasmus Plus de la Comisia Europeană pe dialog structurat cu factori de decizie. Ne-am bucurat și de susținerea consilierului local pe probleme de tineret Ionuț Dumitrache și am început să consultăm tinerii. Nu-i facem campanie lui Ionuț, doar îl menționăm pentru faptul că v-a fost alături pe parcursul timpului. Nici nu știu dacă candidează, nu se înțelege că-i facem campanie. Din câte am înțeles că nu candidează, nu știu, nu sunt cu politica, nu am treabă, dar implicit fiind un proiect de implicare a factorilor de decizie, va mai fi menționată și primăria sau anumite alți factori de decizie. Am preluat și probleme cu care se confruntă municipalitatea Craiova când vine vorba de finanțarea pe care o oferă ONG-urilor și tinerilor în comunitate, pentru că am realizat că este o ruptură foarte mare între ce consideră tinerii sau care sunt problemele cu care ei se confruntă și cum se vede la nivel de municipalitate finanțarea. Pe de o parte, la nivel de orice structură, zic eu, care acordă finanțări, este focusul foarte mult pe documente, pe structură și așa mai departe, tinerii fiind foarte mult focusați pe cum să soluționeze o problemă cu care ei se confruntă. Deci, practic, vine diferența între practic și teoretic. Exact. Și ce am încercat în acest proiect, în prima etapă, a fost și să-i capacităm, să învățăm pe tineri cum să abordeze o lege, cum să abordeze o cerere de finanțare și să înțeleagă că anumite lucruri, indiferent că sunt greoaie sau nu, sunt necesare și de ce ele sunt necesare, dar și cum să transmit acum în a doua parte, la asta lucrăm, concret nevoile pe care le au, dar venind direct cu soluții, pentru că degeaba ne plângem dacă nu suntem și parte din soluție. Și zilele acestea, până vineri, vom colecta soluții și propuneri de proiecte de la tineri, precum și în data de 17 vom înainta Primăriei Craiova o rezoluție de schimbare a regulamentului de finanțare a tineretului pe legea 350 pe 2006. Practic, v-ați unit, ați identificat o serie de probleme pe care le au tinerii și nu tinerii din asociație, ci tinerii în general, până la urmă, tinerii comunității, ca să spun așa, tinerii Craiovei, și mergeți către factorul de decizie să vă ajute în sensul de a găsi până la urmă soluția la problema avută. Da. Tinerii care deja sunt în asociații, bineînțeles că sunt implicați, însă din păcate fenomenul voluntariatului și-a cam pierdut din entuziasm. Asta și din vina, să zic, ONG-urilor, dar și din vina
social media, care atrage către alte lucruri, să zic, mai interesante pentru tineri. Și atunci am vrut să ne ducem la tinerii care nu neapărat sunt implicați, care nu s-au gândit până acum că ar putea să fie parte dintr-o soluție, tocmai pentru a le arăta că de fiecare dată când te confrunți cu o problemă, degeaba te plângi dacă nu încerci să și faci ceva. Și le-am arătat că se poate. Nu este nici complicat, nu ține nici de, nu știu, anumite diplome sau anumite cunoștințe sau anumite funcții, ci pur și simplu odată prin număr, pentru că una este să merg eu ca reprezentant al unui ONG la primărie să spun eu cred că tinerii nu aplică la finanțare pentru că, și alta este să meargă 200 de tineri cu alți 2000 de tineri în spate prin intermediul chestionarilor să spună ăstea sunt problemele pe care le confruntăm, ăstea sunt soluțiile pe care noi le-am vedea. Este minunat și este firesc până la urmă că, iată, voi vă doriți să schimbați mentalități pornind de la tineri și de ce nu să meargă ca un bulgăre de zăpadă și către comunitate în general. Vorbeam, Mădălina, înainte de emisiune despre ceea ce înseamnă această unitate în idei și în soluții și în probleme care este împământenită în țările puternic democrate, da? Ca și istorie, unde oamenii știu să meargă, să-și ceară drepturile, dar nu individual. Am identificat o problemă de grup, mergem cu toții pentru a găsi rezolvarea. Da, așa cum ți-am spus și mai devreme, din păcate, noi avem încă această mentalitate de victimă pe care am preluat-o de la generațiile trecute. Și ca și persoană care activează tot așa de peste 15 ani în domeniul tineret și sper să continui chiar dacă ies ușor din targetul de tineri, să schimbăm această mentalitate și să vedem că fiecare, dacă contribuie, societatea va fi mai bună, pentru că societatea suntem noi. Nu este o singură persoană, nu este un singur factor de decizie, nu este un partid politic. Societatea suntem noi toți și dacă noi nu ne facem problemele sau vocile auzite, atunci vom rămâne într-adevăr niște victime. De multe ori poate că e mai confortabil așa, cel puțin din punct de vedere psihologic, să stăm să ne plângem și să aruncăm vina către alții, indiferent cum sunt aceia denumiți. Păi psihologia are și un diagnostic cu sindromul victimei. Și atunci, da, trebuie lucrat la educație. Noi de-aia ne-am ales să ne focusăm pe tineri în special, pentru că practic ei sunt viitorul și de aici trebuie început. Noi avem anual, lucrăm cu foarte multe școli în Craiova și încercăm de la început să introducem conceptul de spirit civic, de implicare, de luare de inițiativă. Pentru că de mici, chiar dacă sunt clasa 1, a 2, trebuie să înțeleagă că eu trebuie să mă implic, trebuie să fac ceva, nu trebuie doar să accept sau doar să mă revolt. Pentru că, din păcate, noi în rândul tinerilor avem cam două extreme, indiferență totală sau revoltă totală, dar care nu este deschis la un dialog. Niciuna din ele ne fiind benefice. Din păcate, așa cum spuneai, acest exercițiu ne-ar ajuta cu toții, pentru că privim o problemă pe care o avem ca și comunitate, a cărei rezolvare însă se întoarce și ne dă satisfacții individuale. Da, din păcate trăim într-o societate care nu prea mai pune valoare pe aceste satisfacții individuale, ci strict pe cele materiale sau cele imediate. Dar ușor, ușor încercăm să schimbăm mentalitatea. Pe lângă acest proiect, noi din anul 2012 dezvoltăm și campanii pe tot parcursul anului de donare de sânge, să conștientizăm populația de această nevoie. Și dacă în rândul generațiilor trecute, să zic, care acum au peste 50 de ani, li se părea un lucru normal pentru că erau obișnuiți să facă acest lucru și nu înțeleg de ce e nevoie ca cineva să le spună, constatăm cu stupoare că majoritatea persoanelor ori au uitat de acest lucru, ori nu știu că pot să facă și ce implică efectiv o donare de sânge, sau au informații cu totul greșite care să le justifice că ei nu ar putea să fie donatori. Și atunci constatăm că după o scurtă discuție sunt impresionați, iar după ce merg la centru
realizează că, practic, printr-o simplă donare salvezi 3 vieți. Adică asta este, să zic eu, cel mai mare gest pe care poți să-l faci, dincolo de a dona bani, de a educa și așa mai departe. Extrem de facil, pierzând, eu știu, o oră jumate din viața ta cu tot cu drumul până la centru. Și mă gândeam că și chiar privind individualiz lucrurile, un astfel de gest ni se poate întoarce, pentru că, Doamne ferește, în orice moment un apropiat de al nostru poate să aibă un accident rutier, spre exemplu. Nevoia de sânge, și facem un apel și de data aceasta, este una mare. Este tot timpul, de fapt, nevoie de sânge, da. Dar parcă de când cu pandemia este o nevoie și mai accentuată, atât de sânge cât și de plasmă, da, pentru persoanele care au avut coronavirus, noul coronavirus. Da, așa este. Din păcate, pandemia, să zic așa, a redus numărul de donatori, deși beneficiarii, să zic așa, cei care sunt în nevoie, pe alocuri au crescut. Da, e deranjant și iar o chestie de educație. Ne lovim frecvent la centru cu rude care se află în această situație disperată și este nevoie să aducă donatori și nu reușesc. Și de foarte multe ori se supără pe centru de transfuzie. Aici chiar este singurul lucru care nu ține practic de nimeni decât de noi. Nu se poate achiziționa sânge, nu se poate fabrica, nu este vina niciunui spital că are sau că nu are, ține doar de noi dacă ne ducem să donăm. Și ajungând în această situație disperată, realizează cât de greu este să găsească acele doar 3 persoane pe care ar trebui să le aducă, astfel încât persoana lor dragă să poată beneficia. Clar este o măsură extremă, pentru că nimeni n-ar trebui să fie pus în acea situație, fiind oricum, să zic, preocupat de alte lucruri, dar din păcate aici ajungem, pentru că până când nu ajungem aici, nu ne gândim la acest aspect. Iar donatul de sânge, până la urmă, ar trebui să facă parte din stilul de viață al nostru, al tuturor, pentru că nu ne afectează cu absolut nimic o persoană care donează sânge, ba din contră. Are anumite avantaje și nu mă refer aici la acele bonuri care se dau, deși poate sunt importante și acelea ca pentru a fi menționate, tichete, cadou. E vorba de sănătate, a da sânge în popor, așa popular, se spunea că ne noim sângele. În primul rând, pentru bărbați este o chestie extraordinar de benefică, pentru că este singura modalitate prin care poate să-și reînnoiască sângele. Dar când am început să lucrez cu centrul de transfuzie Dolj, doamna de la centrul de transfuzie, după ce am donat, mi-a urat că îți doresc să fii donator toată viața. Ceea ce înseamnă, de fapt, este că atâta timp cât poți să donezi sânge, înseamnă că ești perfect sănătos, clinic sănătos. Ceea ce înseamnă că, pe lângă analizele care ți se fac și așa mai departe... Și care sunt gratuite, iată, o bună, până la urmă, a merge să donăm sânge poate să însemne și o evaluare a stării exact. De sănătate. Exact. În primul rând, ai grijă constant de tine. Altfel, poate nu te-ai gândi odată la 3, 4 sau 6 luni să te duci să-ți faci o glicemie, analizele uzuale de sânge și așa mai departe. Ducându-te și donând sânge, practic, tu nu trebuie să mai faci nimic, ești doar informat prin e-mail de rezultate și... Cum au răspuns tinerii? Că de obicei avem această teamă de durere. Doare? În momentul în care donăm sânge? Nu doare. Este o înțepătură. Doare mai rău vaccinul, pentru că ni se injectează ceva decât... Dar un alt lucru cu care noi trebuie să ne obișnuim este că și durerea face parte din viață și suportăm dureri mult mai mari. Mergem la sală și, nu știu, ridicăm anumite greutăți, este mult mai dureros și mai complicat decât acea secundă când ne înțeapă acul. Da, din păcate avem foarte multe informații greșite de la faptul că nu trebuie să mănânc sau să beau înainte să mă duc să donez sânge. Astfel, ajungând la centru, nu pot să donez pentru că fie ești deshidratat, fie ai glicemia mică și așa mai departe. Noi încercăm să educăm prin aceste campanii și să le spunem oamenilor ce trebuie să facă, la fel că nu trebuie să consume alcool înainte, un alt aspect foarte important care l-am constatat că nu se știa, precum și faptul că nu durează mult. Avem aici iar impresia că o să pierdem foarte mult timp.
Oricum, atât pentru studenți cât și pentru angajați este considerată zi liberă plătită sau la facultate zi scutită. Deci vin multe alte beneficii. Deci îi îndemnăm pe cei care ne privesc să meargă și să doneze sânge, pentru că pe lângă satisfacția interioară aceea, care, indiferent cum ar fi, Mădălina, eu cred că o avem în momentul în care știm că facem o faptă bună. Cu siguranță. De asta spun, după ce se duc la centru și realizează tinerii pe care, să zic, îi trimitem, în general devin donatori constanți. Pentru că văd care sunt rezultatele, văd care sunt nevoile acolo, văd familii disperate acolo care așteaptă să vadă dacă persoana iubită primește, nu primește, când va primi. Și atunci realizez că este un lucru foarte mărunt pe care poți să-l faci, pe care nu te afectează cu nimic. La o oră după ce ai donat poți să conduci, poți să faci, să-ți reiei practic normal activitatea. Din contravantaj, spuneam de mulțumirea sufletească pe care o avem fiecare dintre noi în momentul în care facem un asemenea gest, dar vorbim și de evaluarea stării de sănătate, vorbim și de zi liberă de la job, vorbim și de niște bănuți, mă rog, care se dau sub forma tichetelor. Da. Îndemnăm pe cei pe care ne privesc să nu le fie teamă să meargă. Cred că mai este o condiție să nu fie sub tratament cu antibiotice sau cu... Sunt mai multe condiții medicale. Cel mai bine este să meargă la centru de transfuzie, pentru că anumite condiții medicale nu te fac sau te împiedică toată viața să poți să fii donator, anumite afecțiuni medicale, dar anumite lucruri sunt doar de moment și poți să le soluționezi. Iar acolo sunt îndemnați și sunt îndrumați astfel încât să poată să ajungă donatori. Ne-am oprit mai mult cu privire la acest subiect pentru că, cum spuneam, suntem într-o situație specială din punct de vedere al sănătății, al sistemului sanitar, al pandemiei. Acesta este doar unul dintre proiectele pe care voi, sub o formă, îl supuneți tot dezbaterii publice, pentru că, aflând noi restul, comunitatea, mai desfințăm niște mituri care ne-au fost create și întipărite, din păcate. Așa este, da. Cum sunteți, până la urmă, sunt două părți ale problemei. Cum sunteți primiți, pe de o parte, de ceea ce înseamnă comunitate, da, cu ideile voastre, pentru că de aici vi le extrageți problemele pe care să le duceți în fața factorului de decizie. Și mai apoi, factorul de decizie. Dar, evident, și mesajul, modul în care voi transmiteți mesajul pentru a fi rezolvat de către factorul de decizie. Cum sunt cele două părți cu care voi lucrați? Da, fiecare parte vine cu provocările ei. Dacă în rândul tinerilor ne-am confruntat foarte mult cu această mentalitate de părerea mea nu contează sau eu sunt prea mic ca să pot să fac ceva sau să pot să am o opinie și a trebuit să lucrăm foarte mult la acest aspect și să le dăm exemple concrete din comunitate de tineri ca și ei care au produs schimbări sau care au obținut ceea ce au vrut. De partea cealaltă, la factorii de decizie, te lovești foarte mult de birocrație și realizezi de ce de cele mai multe ori tinerii se simt descurajați. Pentru că de multe ori primești un răspuns negativ, dar care nu înseamnă neapărat reavoință din partea factorului de decizie, ci pur și simplu că nu ai formulat cum trebuie sau nu ai depus la termenul care trebuie sau diverse lucruri care țin strict de birocrație. Și ce încercăm să facem prin acest regulament este să luăm buna practică de la Comisia Europeană, care pentru a susține cetățenia activă și pentru a veni în ajutorul tinerilor, face totul foarte facil. Să fie online în primul și în primul rând, să scăpăm de acele dosare cu șină și de multe alte aspecte birocratice pe care tinerii n-au de unde să le știe, mai ales cei de la liceu care sunt implicați și încă n-au înțeles ce e un job sau poate o responsabilitate mai mare. Și să arătăm și primăriei că tinerii se implică, că au probleme, că știu să le comunice și că trebuie să fie luați în serios, să nu mai gândim proiecte și axe de finanțare de sus în jos.
pentru că de cele mai multe ori se stabilesc niște priorități pe care cei de sus gândesc că ar fi de interes pentru tineri. De cele mai multe ori facem aceste greșeli și noi ca ONG-uri, gândindu-ne că știm noi ce au nevoie grupul nostru țintă, de cele mai multe ori nu este așa. În urma consultărilor apar probleme în toate proiectele la care nici nu ne-am fi gândit. Și aici, ca să exemplific, am fost implicați într-un proiect cu tineri defavorizați care nu mai frecventau școala și, bineînțeles, că ne gândeam la tot felul de măsuri, că sistemul de educație nu e... Poate acasă au nevoie de ceva și este un exemplu de bună practică în județul Mehedinți, în care pur și simplu ei se simțeau foarte deconectați și inferior față de colegii lor și s-a creat un centru, practic ce au solicitat ei este să aibă și ei acces la lucrurile pe care colegii lor le au. Unde să poată să-și facă un duș înainte să vină la școală, pentru că ei au spus, bun, colegii mei mă fac nespălat. Bullying-ul, din păcate. Da, dar eu nu am unde. Varianta fie să nu mai vin la școală, fie să vin așa. Să aibă și ei acces la un telefon, pentru că să înțeleagă despre ce se discută în jurul lor și să nu se simtă excluși din punctul ăsta de vedere. Și mult mai puțin lucrurile la care noi ne-am fi gândit. Și de asta considerăm, mai ales în acest proiect, este foarte important să capacităm tinerii odată să înțeleagă cum funcționează sistemul decizional, dar în același timp să ne transmită și să transmită autorităților, de fapt, că asta este finalitatea, ce au ei nevoie. Asta înseamnă însă și presupune o încredere pe care acești tineri, comunitatea din aceste grupuri cărora voi vă adresați, să aibă încredere în voi. De regulă ne exprimăm foarte greu problemele. Le simțim ca fiind confidențe. Din păcate, da, tinerii vin cu sechele din sistemul de învățământ formal, în care nu ești încurajat să-ți pui problemele. Se așteaptă să accepți sistemul așa cum este. Și atunci nici măcar nu știu să le formuleze de foarte multe ori. De-aia acest proiect s-a întins pe o perioadă foarte lungă de timp cu, pe lângă aceste consultări, fiind foarte multe activități de cunoașterea lor, de team building, de creșterea acestei încrederi, dar și de a le da efectiv exemple de cum să identifici ceva ce te deranjează, dar nu știi efectiv să numești. Pentru că nu suntem învățați să avem acest proces de analiză. Iar de regulă, factorii de decizie văd ceea ce se întâmplă, mai puțin cauzele, văd efectele. Avem abandon școlar și din păcate în Dolj chiar este o rată a abandonului școlar, cred că una dintre cele mai mari la nivel național. Toată lumea vorbește despre un efect. Avem abandon școlar. Bun. Dar care sunt cauzele acestui abandon școlar? Și de unde putem să le aflăm mai bine decât de la cei în cauză? Da? Cei care au abandonat școala în acest exemplu. La fel și cu implicarea în cu discuțiile cu factorii de decizie, pentru că trebuie și de o parte lucrat și de alta. La fel prezența la noi, la ședințele de consiliu și așa mai departe, când am putea să ne venim și să ne spunem problemele ca cetățeni, de cele mai multe ori ne simțim descurajați. Din ce am discutat cu tinerii, se simt foarte descurajați pentru că se discută în niște termeni sau se aruncă niște legi care le sunt total de neînțeles. Se discută strict pe proceduri care la fel nu... Până la urmă nu sunt de datoria cetățeanului să le cunoască. El vine cu probleme și poate niște soluții, în schimb după cum să fie puse în practică. Aici intervine rolul factorilor de decizie. Iar cu această problemă ne-am lovit și cu tinerii care îi avem acum în consultare publică. Vedea, dar eu nu știu cum să schimbăm. Zic, asta nu este treaba ta ca tânăr cum să schimbi. Nu este treaba ta până la urmă să cunoști toată legislația și să o armonizezi. Noi
prin această rezoluție ne spunem problemele și venim cu niște soluții, lăsând efectiv factorul de decizie să-și facă ceea ce ar trebui să facă. Aceste măsuri și multe din nevoile identificate au fost prinse în strategia locală de tineret, care s-a aflat în consultare publică și sperăm să intre în ședința de Consiliu pentru a fi și votată, pentru a oferi tinerilor și această încredere că mesajul meu a fost preluat, se regăsește într-o manieră ușor de înțeles, pentru că o strategie locală este, să zic așa, mai mult o filozofie de ce ar trebui să se întâmple în domeniul tineretului și să le fie ușor și să identifice la nivel local cărui factor de decizie sau cărei instituții trebuie să ne adresăm. La noi, la Centrul de Voluntariat pentru Comunitate, vin tineri pentru că am fost, să zic, mai activi în ultimii ani în comunitate. Aș vrea să fac voluntariat în domeniul ăsta, dar nu știu unde. Și noi, fiind tot timpul în lipsă de voluntari și discutând de la Crucea Roșie, la toate ONG-urile mari din comunitate, care la fel se află în această criză, zic, e imposibil, cum? Dar după realizăm că nici în mediul ONG toate aceste strategii de marketing nu sunt cele mai bune. Ne focusăm foarte mult pe a soluționa problema și nu neapărat pe a cere ajutor și a implica comunitatea. Și atunci tinerii se orientează către cei care știu să-și facă marketing online foarte bun. Din păcate, nu neapărat benefic pentru comunitate. Iar exemplificarea, până la urmă, a faptelor bune, ca să le spunem așa, pot să atragă, știi, principiul bulgărelui de zăpadă. E greu până pleacă la vale, că mai apoi crește de la sine. Așa este. În grupul acesta de 200 de tineri, inițial dădeam telefoane cu colega mea, Georgiana. Ea s-a ocupat foarte mult și a investit foarte mult timp în acest proiect. Și încercam să facem grupul țintă, dar a fost, să zic, greu cu primii 30-40 de tineri. Ulterior, am și un prieten, vrea și vine fratele meu, mai și am tot crescut, am crescut organic și ne bucură că tinerii au încredere în noi. Practic, ei participă la acest proiect fără niciun beneficiu, în afara certificatului de participare, care bineînțeles că este un beneficiu a avea o certificare europeană, dar nu beneficiile la care ne așteptăm noi tradițional în comunitate. Și au fost totuși, sunt 3 întâlniri majore în proiect, plus munca pe care o depun între aceste întâlniri, de a discuta între ei, de a se documenta, de a propune aceste soluții. Deci ne bucură că ușor, ușor, dacă există deschidere și de o parte și de alta către dialog, soluțiile apar. Dar bineînțeles nu există ceea ce vrem noi, mai ales oltenii care suntem așa mai înflăcărați, soluții peste noapte. Nu poate să fie bine de mâine dacă atâta timp nu a fost. Trebuie să construim binele. Mă gândeam în timp ce mi-exprimai tu ideile la faptul că sunteți, iată, 200 de tineri craioveni care aveți alți 2000 în spate în acest proiect, la exemplu altor orașe unde există Casa Voluntarului. O clădire unde sunt atrase principalele ONG-uri din zonă, din oraș, din regiune. Cred că altfel s-a realizat comunicarea, schimbul de idei între voi. Da, noi am propus în strategia locală de tineret, ăsta este un subiect mai spinos pe care nu vreau să-l abordez acum, dar există, fiecare oraș are Fundația Județeană de Tineret, care are clădire și infrastructură în acest sens. Există în țară Tulcea, Timișoara, Suceava, care sunt exemple de bună practică extraordinare, care reușesc să se autofinanțeze și susține. Da. Să sperăm că se va întâmpla și la noi. Suntem exact într-o perioadă delicată în care poate urechile sunt mai atente decât în altă, da, perioadă. Mădălina, care sunt principalele nevoi identificate de voi pentru comunitate?
strict pe acest proiect. Tinerii își doresc cumva lărgirea un pic a domeniilor finanțate, pentru că, da, este normal ca orice finanțator dorește să aibă proiecte cu cât mai mare vizibilitate și cât mai mare impact, însă sunt și grupuri de tineri care au nevoi specifice, în speță, de exemplu, persoanele cu dizabilități sau cum lucrăm noi cu persoanele cu tulburare în spectru autism, care nu poate să facă, adică nu putem să ne orientăm numai către festivaluri, către activități în care se implică multă lume, ei având anumite nevoi specifice, anumite modalități și să fie și nevoile lor luate în considerare, chiar dacă nu o să apară la fel de mult în presă, să spun, un proiect de o anvergură mai mică. Odată legat de birocrația în sine, sunt foarte multe puncte aici. Un alt aspect este consultarea în ceea ce privește ghidul, care ar trebui să se întâmple mult mai devreme. Din păcate, noi tot timpul ajungem cam pe ultima sută de metri, lansăm ghidul, se depun cererile și pe foarte multă lume îi ia cumva pe nepregătite, mai ales tinerii care au nevoie, nu sunt experți în scriere de proiecte, să-și gândească activitatea, să poată să discute cu stakeholderii locali pe care ar dori să-i implice și așa mai departe. În proporție de 90% este menționată această necesitate de a exista un spațiu de a se întâlni, un spațiu pe care toată lumea să-l identifice, un spațiu unde să fie promovat, un spațiu care să aibă inclusiv relațiile media, de care avem foarte mare nevoie, și altfel și media ar acorda atenție mediului ONG dacă ar exista o comunicare mai structurată și mai profesională. Deci, practic, avem mare nevoie de acest centru de voluntariat pe care îl numeai mai devreme, dar care să fie într-adevăr un centru de voluntariat care să aibă niște spații adecvate, care să unească ONG-urile. Asta, practic, ar fi, să zic, central. Și, bineînțeles, cu un acces facil al tinerilor. Sunt foarte mulți tineri care au foarte multe idei, ne-au surprins cu ce ar putea să fie în stare. Noi, în acest weekend, duminică, am avut Festivalul Voluntariatului organizat în exclusivitate de voluntari și am rămas surprinși noi și toate ONG-urile invitate de cât de profesionist a fost organizat, deși a fost realizat de către ei. Ei au contactat ONG-urile, deși inițial au fost foarte, să zic așa, speriați, dar dacă greșesc, dacă fac, zic, nicio problemă. Revii! De la solicitare de aprobare de la primărie, la tot ce înseamnă, la montare, corturi, la stabilire, catering și așa mai departe. Și aici un festival foarte frumos și practic tinerii, dacă li se dau uneltele necesare, se vor implica. Da, mi se pare că este și o provocare în ceea ce înseamnă dezvoltarea tinerilor. Până la urmă e mult mai simplu să stăm în fața telefonului și să facem live-uri pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, care ori mai fi ele, unde, nu știu, ne bucurăm că primim câteva reacții și altfel ne dezvoltăm în momentul în care, iată, interacționăm, suntem supuși unor noi provocări, suntem supuși și greșelilor și învățăm să nu le mai facem data viitoare. Da, aici avem un atu. Tinerii sunt dornici de noutate, sunt și de validare. Iar, da, la început e frica, e greutatea, dar după ce au văzut concret validarea și anvergura rezultatelor pe care ei singuri le-au avut, vor să demonstreze în continuare, vor să demonstreze mai mult. Și, practic, nu trebuie să lăsăm acest entuziasm să pălească. Noi tot am vorbit cumva și discuția noastră a fost în jurul și a finanțării
pentru că este un aspect important până la urmă. Indiferent cât voluntariat ai avea și cât muncă cu beneficii de altă natură decât cea materială, totuși este nevoie și deja de anumite resurse financiare pentru a putea să crești până la urmă și în mediul acesta al voluntariatului. Finanțarea de la care făceai tu referire este strict finanțarea care vine din partea autorităților publice locale, da? Da. A se înțelege pentru cei care ne privesc, deci nu vorbim de accesarea de fonduri europene sau alte tipuri de fonduri. O luăm treptat, pentru că, așa le-am spus și tinerilor, prima dată îți faci voce auzită în comunitate, ulterior ajungi și mai sus. Finanțare există la toate nivelele, suntem, să zic, norocoși din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles, dacă e să căutăm aspecte negative, tot timpul ar putea să fie mai mult. Însă de cele mai multe ori am constatat în proiecte că nu neapărat banii sunt un impediment în ONG-uri și în mediul de tineret, ci resursa umană, logistica și implicarea stakeholderilor locali. În momentul în care am candidat la capitala tineretului, n-a existat un buget. Fiecare ONG a pus la dispoziție ce a avut. ONG-urile, ligile studențești au venit cu tinerii, ONG-uri cu experiență în marketing au venit cu marketingul și, practic, am ajuns să avem o candidatură la nivel național, am avut să avem o implicare, să apărem în presă, fără niciun cost, practic. Deși beneficiile, dacă se câștiga acest titlu, erau multiple și nu decât pentru tineri sau pentru mediul ONG-istic, ci pentru întreg orașul și la capitolul vizibilitate, notorietate, etc. Bineînțeles, tot timpul și beneficii pentru comunitate, pentru că tot timpul câștigarea unui premiu, de ce să nu o spunem, ne dă acel impuls de care avem nevoie să continuăm. Din păcate, nu a fost să câștigăm, dar spiritul m-a surprins că a rămas. Tinerii încă sunt interesați de ce se întâmplă, unde ar putea să se implice. Și tocmai acest aspect încercăm să nu îl pierdem din vedere și să-i lăsăm să se simtă cumva neglijați. Tinerețea are acest avantaj foarte mare al faptului că putem să greșim cât suntem tineri. Putem să greșim că tot timpul va exista o dată viitoare în care, de ce nu, vom deveni câștigători. Da, și au entuziasmul și optimismul persoanelor care încă nu au suferit dezamăgiri, să spunem așa. Foarte multe. Bine, și dezamăgiri, știi cum vine. Permitem să fim amăgiți, altfel nu am putea ajunge la dezamăgire. Așa este, da, da. Se simte, Mădălina, parcă un alt suflu, un alt suflu chiar și decât al generației noastre. Cred că suntem pe acolo amândouă. Parcă cei care vin acum din urmă vin mult mai curajos și nu de puține ori am observat în rândul părinților sau bunicilor noștri că confundă acest curaj și dorința de a se exprima uneori cu tupeu, cu alte lucruri. Da. Accesul la informație mult mai facil acum îi transformă pe tineri în a afla mai repede, dar în același timp, deși sunt mult mai informați și ar trebui să fie mai implicați decât generațiile noastre, ușor, ușor începem să vedem reversul medaliei. Fiind bombardați cu informații și cu oportunități din foarte multe părți, se simt copleșiți din discuțiile pe care le avem, pentru că noi facem selecție de voluntari atât locală cât și internațională și nu știu ce să aleagă, de cele mai multe ori renunțăm complet la idee. Și această varietate de oportunități ar trebui să fie cumva ghidată și să li se ofere un suport în acest sens. De aia și
consilierea școlară ar trebui să fie făcută și să identifice și nevoia tinerilor pe parte de implicare socială, pe parte personală, nu strict pe parte academică. Pentru că se confruntă cu această mare problemă de a fi bombardați din toate părțile de informație. În același timp, este și acest fenomen al știrilor fake news și foarte mulți tineri, din cauza părinților, devin reticenți. Eu, păi, de unde știu că este așa sau nu este așa? Și noi de foarte multe ori, inclusiv în acest proiect, ne-am confruntat cu problema de politic. Și foarte greu a fost să le facem, să diferențiem că dialogul cu factorul de decizie nu are nicio treabă cu politicul în sine. Tu discuți cu Primăria Craiova, cine este în acest moment la Primăria Craiova, peste, că o să avem alegeri, discuți cu, peste 4 ani cu cine este acolo, adică dialogul ca atare trebuie să existe și nu are legătură cu partidul politic X sau Y. Dar și aici, bineînțeles, trebuie să lucrăm, pentru că percepția este strict legată, că activismul civic este strict legat de politic, din păcate, la noi. Mentalitatea aceea pe care eu am auzit-o de câteva ori și aș vrea să verific dacă încă mai este și în rândul tinerilor de astăzi, conform căreia voluntariatul e un fel de muncă patriotică, că așa am auzit acasă. Aici avem noroc. Am început să avem destul de mulți tineri care vor să aplice la universități în afară și asta ne-a ajutat foarte mult, pentru că acolo majoritatea candidaților au peste media, au așa. Cum te diferențiezi? Spre deosebire de noi, orice facultate din vest nu dă doar un examen. Trebuie să ai un portofoliu, trebuie să ai o scrisoare de motivație. De ce vrei să faci asta? De ce ne-ai ales pe noi? Și atunci această educație vine decât din mediul ONG, decât din educația non-formală, și au început să ne caute foarte mult, pentru că au înțeles că anumite abilități, anumite competențe nu le pot obține decât așa, competențe care după sunt direct benefice în viitoarea profesie pe care vrei să o ai. Așa cum le spun eu voluntarilor noștri de fiecare dată, la un job, dacă greșești, de cele mai multe ori ești penalizat. Și în general, dacă greșești mai rău, l-ai pierdut. Ce îți dă voluntariatul posibilitatea este să greșești într-un mediu controlat, care să te și învețe ulterior cum să nu repeți acea greșeală. Avem acum 2 voluntare care studiază marketing și la fel erau cu campania pe rețelele de socializare și le-am spus, aici ne permitem să greșim, învățăm din aceste greșeli, pentru că nu are un impact asupra unui produs ca atare. Poți să fii ghidat de persoanele din cadrul asociației cu experiență, pe când dacă te vei angaja la un job, ei se așteaptă să aibă niște rezultate, pentru că implică niște cheltuieli ceea ce faci tu acolo. Și ușor, ușor au început să vadă, în special datorită universităților din afară sau locurilor de muncă din multinaționale, unde la fel cu bucurie am constatat că certificările sau adeverințele de voluntariat cântăresc destul de greu. În definitiv, simplist, dacă s-ar gândi tinerii, și-ar da seama că voluntariatul nu face decât să le aducă plusuri. Dincolo de ceea ce înseamnă a învăța, pentru că nu tot timpul putem să eludăm pe acolo pe unde mergem și să trecem în CV că știm de toată, va trebui să demonstrăm la un moment dat și practic. Dar înainte de asta, cred că și primul impact pe care îl are angajatorul cu viitorul, poate angajat, ipoteticul angajat, CV-ul. Iar la studii, probabil că mai sunt încă câteva zeci de tineri care au finalizat și ei aceeași formă de învățământ. Diferența vine, iată, din aceste activități în plus. Care arată ca inițiativă, care arată că ai făcut ceva fără să fii obligat, pentru că sistemul de educație este obligatoriu. Bine, într-adevăr, universitatea nu, dar cumva e obligatoriu din partea părinților. Și le arată ce fel de persoană ești, ce interese ai, faptul că ai relaționat cu anumiți oameni. Pentru că în sistemul de învățământ formal nu ai cum să demonstrezi că știi să gestionezi o echipă, că știi să te integrezi într-o echipă, că ai înțeles dificultățile care pot apărea, și
plus a face voluntariat pe o perioadă de timp arată și că atunci când te decizi să faci ceva, că totuși încerci o perioadă. Pentru că foarte mulți angajatori acum se lovesc de această, să zic, problemă, mai ales din partea tinerilor, la 2-3 luni ne schimbăm locul de muncă. Și au această reticență în a angaja tineri fără experiență, pentru că tu nu poți să demonstrezi că ai încă această rigoare de a înțelege că măcar o anumită perioadă firma trebuie să se bazeze pe tine. La fel vine din mediul ONG, dacă ți-ai asumat măcar o perioadă și... Rigoarea muncii până la urmă. Exact, exact. Inclusiv a respecta un program. Aduce la capăt o sarcină pe care o ai. Și realizează că aceasta vine cu împlinire. Oricât este de atractiv de a sta în mediul online și a obține like-uri și așa mai departe, sunt studii relevante în acest sens, că de fapt îți provoacă depresie și lipsă de utilitate a propriei persoane. Pe când în partea cealaltă îți consume același timp într-un mod care îți validează propria persoană. Că ești important, că ești parte dintr-o echipă și avem nevoie de pozitivitate pentru a putea trece mai departe. Cum a fost perioada asta cu toată nebunia de a început în martie legată de pandemie pentru voi, pentru mediul acesta de ONG-uri, de voluntari care presupuneau interacțiune? Da, la început foarte greu, până când am constatat la fel. Zic, hai să aplicăm ceea ce promovăm noi, să nu ne plângem și să găsim noi soluții. Practic, de la Comisia Europeană s-a lăsat la latitudinea noastră dacă să se mai înceapă sau nu. Se discuta la nivel european să se sisteze toate proiectele și să așteptăm. Și am zis, bun, sistăm și așteptăm ce? Ce și cât? De la cine? Bineînțeles că fiind o criză medicală, soluțiile vor veni de la oameni de știință, de la medici și așa mai departe. Dar societatea și problemele societății, restul decât cele legate de COVID, nu se vor opri. Și atunci, cu greutate, am încercat să analizăm fiecare proiect în parte, să venim cu soluții, astfel că putem să ne mândrim că n-am avut niciun proiect oprit. Am continuat inclusiv în pandemie, bineînțeles cu măsuri de protecție, unde nu s-a putut sau unde s-a putut online, astfel încât atât să nu pierdem legătura cu voluntarii și să realizeze că, ia uite, în situații complicate noi nu avem nicio utilitate, din contră, am venit cu o listă de modalități, nu ne aparțin neapărat nouă, ci am luat exemple de bune practică de peste tot, astfel încât să le dăm variante ușoare prin care se pot implica, de la a-ți pune în scara blocului în care locuiești numărul de telefon și să rogi persoanele în vârstă care au nevoie să le faci cumpărăturile, la faptul că a purta mască sau, nu știu, a te dezinfecta, setează un mesaj în comunitate. Și chiar dacă tu nu ești, să zic, speriat sau nu consider pentru tine și este dreptul tău să decizi, trebuie să te gândești că pentru alții asta nu este o decizie. Persoanele care sunt bolnave, nu putem să le izolăm, nu știu cât se estimează, acum 2 ani de zile și să nu mai iasă din casă astfel încât să nu se îmbolnăvească. La fel am colaborat și am luat feedback de la școli. Și noi avem foarte multe proiecte în școli, încercând să găsim variante astfel încât să nu oprim aceste proiecte, dar bineînțeles să ne gândim și la responsabilitatea pe care o avem față de copii și față de familiile acestora, astfel încât să nu-i punem inutil, să nu-i supunem inutil la un risc. Dar a fost o experiență de învățare pentru noi și de validare că munca noastră contează, mai ales în situații critice. Acest proiect de dialog structurat, din păcate, a trebuit să fie împins pentru că implică întâlnirea unor persoane, dar ne-am adaptat inițial la 25 pe grupă, ulterior la 50 afară, am mutat multe din activități și în întâlniri online, astfel încât sperăm că până în data de 17 să-l finalizăm cu succes.
Madalina, îți mulțumim tare mult că ne-ai împărtășit din ceea ce faceți voi, atât prin proiectul Nevoile Tinerilor Craioveni în Dezbatere Publică, dar mai ales în ceea ce înseamnă voluntariat ca și stare sufletească, a spune eu, pentru că nu este muncă pentru alții, beneficiile sunt din toate părțile, e un parteneriat win-win și pentru comunitate, dar și pentru voluntari. Vă dorim succes în continuare. Mulțumim pentru invitație, o plăcere. Toate cele bune. La revedere.